ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că performanța are multe aspecte, vom vedea în aceste noastre mici întâlnire niște aspecte al performanței. De fapt, definiția asta de omul care aduce performanța, de multe ori folosind niște metode un pic ciudate, vom vedea despre ce e vorba, o găsesc un pic limitativă. Eu, da, într-adevăr, îmi place să aduc performanța, dar aș vrea să aduc și conștientizare, creștere, mentalitatea de depășire a limitelor. Ce vreau să zic? Cei care mi știu, cei care mă cunosc de mult, știu că acum câteva ani eram mult mai prezent pe piața din România. Din păcate, datorită niște probleme care ar fi prea lungă de înfruntat aici, a trebuit să stau în ultimii ani mult mai mult în Italia și am cam dispărut din piață. Deci, aș vrea să mulțumesc într-adevăr revista psihologică, mi dă oportunitatea asta de a intra din nou în contact cu România, că la un moment dat a devenit oarecum țara mea de patriotism, nu știu cum să o definesc mai bine. Ce să zic, unii vor fi foarte încântați de această întoarcere, alții mai puțin. Evident, dacă faci lucruri într-un fel mai original, mai neobișnuit, nu toată lumea este mulțumită. Cei care nu mă cunosc, va trebui să se învețe un moment cu româna mea macaronica. Eu sper că conținutul, ca că vedeți că deja încurc cu cacofonie, trebuie să mă învețe din nou un moment cu limba, să se învețe cu româna mea macaronica. Sper că conținutul să fie suficient de atragător. Deja introducerea a fost prea lungă, dar fiind prima noastră întâlnire, cred că mi se iartă. Astăzi vroiam să vorbesc un moment despre motivația. Toată lumea vorbește despre motivația. Toată lumea ascultă oratorii motivaționali. Toată lumea zice cum să găsesc motivația. Eu nu prea intru în acest rând, pentru că cred sincer că, cum să spun, nimeni are nevoie de motivație să meargă la toaletă, nimeni are nevoie de motivație să meargă la dentist când are o problemă. Deci, în momentul în care ai nevoie de a fi motivat, undeva este o problemă și când lucrez cu clienții, e primul lucru de care vorbesc, această presupusă motivație, adică motiv-acția, e un motiv în acțiune. Deci, trebuie să ai un motiv să intri în acțiune. Cine are un minim de tangență cu coaching, știe că întrebarea cea mai interzisă este de ce. Motivul pe care eu chiar încep cu întrebarea asta, de ce? Dar să o facem un pic și mai tare, adică să o facem în șir. Deci, hai să găsim un moment, un șir de ce, să vedem dacă ajungem undeva în căutarea de motivația asta. La un moment dat, Friedrich Nietzsche, marele filozof, a spus că cine are un de ce suficient de puternic, poate să înfrunte orice cum. Bine, deci eu vă întreb, de ce vă duceți la muncă? De ce stați acasă cu soția? De ce ieșiți cu prietenii? De ce citiți o anumită carte? De ce? E, ideea care este, nu vă opriți la primul răspuns, pentru că chiar asta este greșeală. Primul răspuns este o banalitate, e o justificare, este un clișeu oarecare. Nu, eu mă duc la muncă, de ce? Pentru că am nevoie de bani. Perfect.
De ce ai nevoie de bani? Pentru să mă asigur mâncare și casă. De ce ai nevoie de mâncare și casă? Etc. Să mergeți mai departe. Eu zic că de multe ori se ajunge la niște conștientizări extrem de puternice. Uneori, în anumite răspunsuri, ar fi de folos să înlocuim cuvântul de ce cu ce beneficii te aduce. Vedeți că e absolut același lucru, adică de ce, care este beneficiul. Dar uneori, de ce, într-adevăr, împinge la justificare. Deci, hai să ne întrebăm uneori, ce beneficii mi-a adus? Adică eu fac asta pentru că și acest pentru că ce beneficii mi-a adus? Eu sper că această primă întâlnire să vă ajute să descopere ceva. Din păcate, timpul pe care îl avem în aceste mici întâlniri, într-adevăr limitat, vede că deja am depășit de 2 minute, noi ne-am dat un ordin de timp de 4-5 minute. Deci, astăzi vă lasă. Ne vedem mâine la aceeași ora și întrebați-vă, de ce faceți lucruri? Ce vă împinge? Ce vă motivează? E, mergeți în șir. S-ar putea să descoperiți ceva interesant. O zi plăcută în continuare!